Dar de cât 20 de tone mașini. Da, are îmbărcate 20. Aveți? Încărcată și e. Vreți să apice un pic? Dar nu e ilusionat, e băncat, nu-i la fel. Vește, e pătut, pus să oprească motorul la tine, mă, fratele meu. Mă, la cât e de... Acum las-o să-ți încarce ceva. Gata, ți-am scos, ai mai bine? La Mărtinești moară lumea, sunt 75% oameni bătrâni și bolnavi. Ajungem și acolo. Noi ne scoatem mâna? Niciodată nu e prea mult sau exact. Dar uite aici șoful. Ce a ajuns România aici? Este șurubă aici. Da, după ați fost să vă scoate. Artistea asta de... Salve, mă! Salve, mă! Și... Hei! Luăm ulei, 436, paste, 683, pâine, 700, zahăr, 336 de kilograme, făină, mălai și toate părerea astea le luăm. Gata, hai să luăm! Gata, haideți! Gata, uite-o, primarul s-a bătut și va aduce ulei, zahăr. Avem primar bun. Foarte multe mezeluri de-astea de cea mai bună calitate. Ce-o fi? Dar voi ce mai aveți nevoie încă? De toate avem nevoie. Pot? Dacă putem să-i dăm la noastră, pune-i două, mergi? Vă rog să ne spuneți ce ați adus. Solidaritate. Am adus în primul rând solidaritate și eu sunt onorat că am putut să vin cu 17 tone de alimente pentru cele 3 comune din județul Vrancea. Acești oameni merită să fim alături de ei și eu sunt onorat că am putut face acest lucru. Voi veni și săptămâna viitoare, poate și cu medicamente. Am vorbit astăzi cu domnul Arafat, dacă putem să aducem eventual
vitamine, aspirine, susținătoare de efort, în așa fel încât oamenii să aibă tot ceea ce au nevoie în această perioadă grea pentru voi. Cred că iarna este mai grea decât iarna din anul 1954. Și ce anume ați adus? Ce aveți în camion? După cum vedeți, am adus foarte multe mezeluri, foarte mult mălai, foarte mult ulei, foarte multă făină, pâine. Și multă pâine. Vă mulțumesc foarte mult, plecați acasă. Am mulțumesc. Ați rămas blocat cu... Noi nu rămânem niciodată blocați aici la primărie. Aș vrea să vă mulțumesc în numele cetățenilor afectați de această iarnă, dumneavoastră, pentru solidaritatea de care ați dat dovadă. Sunteți un om deosebit, vă cunoaștem și vă cunoaște mult, mă cunosc mulți cetățeni din comuna noastră. Sunteți un om de afaceri minunat. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Gata. Cine mă strânge pe ăla? Mă plimb bățit pe drum, parcă zici că sunt 4. 5. Mă strânge 6. 6. Mai fără.